Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a mers miercuri în Iran, a relatat televiziunea de stat iraniană, în contextul în care puterile mondiale și Teheranul se luptă pentru a revigora pactul nuclear din 2015, iar negocierile sunt în impas. Ministerul de Externe al Rusiei a postat un clip cu remarcile de deschidere a lui Lavrov în timpul unei întâlniri cu președintele iranian, în care acesta a declarat că Moscova se adaptează la ceea ce el a numit politicile agresive ale Occidentului, scrie Reuters. În toate țările care se confruntă cu influența negativă a liniei egoiste adoptate de Statele Unite și de sateliții săi, apare necesitatea obiectivă de a-și reconfigura relațiile economice, astfel încât să evite să se bazeze pe capriciile partenerilor noștri occidentali, a declarat Lavrov. Luna trecută, Moscova a declarat că Rusia și Iranul, care se află amândouă sub sancțiuni occidentale și dețin unele dintre cele mai mari rezerve de petrol și gaze din lume, au discutat despre schimbul de livrări de petrol și gaze, precum și despre înființarea unui centru logistic. În timp ce Moscova contestă sancțiunile occidentale din cauza Ucrainei, conducătorii clerici de la Teheran se luptă să mențină economia iraniană pe linia de plutire din cauza sancțiunilor americane, care au fost reimpuse după ce Washingtonul a ieșit din acordul nuclear cu Teheranul în 2018. Discuțiile indirecte dintre Teheran și administrația președintelui american Joe Biden pentru restabilirea pactului au fost suspendate din martie, în principal din cauza insistențelor Teheranului ca Washingtonul să elimine Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice de pe lista americană a organizațiilor teroriste desemnate.